nu te găseam la timp. Atârnai în ștreang. Ce? Sau cine te-a împins la o faptă atât de nesăbuită, Flavia? Se poate. Tu, fiica procuratorului Augusti, să fii atât de slabă. Ce rost. Ce rost mai are să trăiesc. Ce rost. Ce rost. De-ar fi și numai pentru a-i aduce laude zeului din munte, că ți l-a trimis pe Galerius să te smulgă din mâinile lui Artabanus și a oamenilor lui. Și tot ar avea un rost. De reușeau să te răpească. Ai fi avut acum aceeași soartă cu Bituva, muierea prefectului. Numai că Galerius, după ce i-a pus pe fugă pe Artabanus și pe lui, nici măcar nu s-a uitat la mine. Deși am arătat limpede ce simt pentru el. Și apoi știi bine, Doică dragă, eu eram în preajma casei lui, tocmai cu speranța de a-l întâlni. Știu, știu, știu. Hai, nu-i nimic. Nu-i nimic, o să-ți iasă un altul în cale. Așa e în dragoste. Pentru mine nu va mai exista niciodată un altul. Iar vina e numai a mea. Ah, dacă nu te luam pe câmpul lui Marte, nu-l cunoșteai. Și nicio, nu se întâmplă. N-ai nicio vină. Nu regret cât uși de puțin că l-am cunoscut. Niciodată nu voi uita momentul în care i-am așezat pe frunte cununa de stejar. Ce v-ați mai îmbujorat la fața amândoi în momentul în care te-ai apropiat de el? De ce n-am murit în clipa aceea de fericire? Te-ai fi murit atunci. Nu mai aveai prilejul să-l vezi luptând cu taurul la circ. Nu m-ar mira să o fi făcut tocmai de dragul tău. Crezi? De ce nu? În felul în care te fura din priviri înainte de a cobor în arenă, vorbea de la sine. Îți amintești? De a lupta în locul celui condamnat la moarte pentru a-i reda viața și libertatea. Galerius! Viteazul Galerius vrea să intre în arenă. Ai mai luptat vreodată cu un taur? Nu, ilustrisime procurator Augusti, dar aș dori foarte mult să-l văd pe acest om din nou în mijlocul familiei sale în cazul în care voi ieși învingător. În mod sigur că acest Galerius va fi ucis, de vreme ce n-a mai luptat. Ocazia nu trebuie scăpată. Vreau să vin și eu cu o completare, ilustrisime. Spune, Artabanus. Dacă Galerius va fi ucis de taur, voi răscumpăra cu bani viața și libertatea condamnatului. Cred că nu va fi cazul. Ascultă, tinere Galerius, la luptele greco-romane de la câmpul lui Marte te-a acoperit de glorie. Nu crezi că-ți ajunge? N-ar fi mai înțelept să-ți retragi oferta de a lupta și acum? Când viața condamnatului este asigurată chiar în cazul în care aș muri, mi-o reînnoiesc înseninat această certitudine. Nu mă gândeam la viața lui, ci la a ta, Galerius. Vă mulțumesc, ilustrisime, dar vă rog mult să-mi acceptați cererea de luptă. Comunică publicului acceptarea mea. Imediat, în locul condamnatului la moarte, însă va lupta pentru salvarea vieții și a libertății acelui condamnat, câștigătorul la luptele greco-romane, Caius Valerius Galerius. Oh!
ce-ar fi să fac niște pariuri? Aș scoate chiar și banii cu care să-l răscumpăr pe condamnat. Uite, Licinius, a scăpat Galerius. Da, știe Galerius și are de făcut nicio grijă de aia, băiatule. Da, știe atât de bine că te apucă mila. Ce? Pariez cu 10 sterți la 1, Galerius nu va ajunge la jumătatea timpului acordat. Ce va fi ucis? Ai auzit, Licinius? Galerius ucis de un taur, a? Ce spui de asta? Aș spune eu multe dacă aș avea bani. Aș paria pe toți lăsându-i lefteri. Uite, poftim, din nou era să-l doboare. E și firesc pentru un astfel de luptător să nu găsești pe nimeni dispus să parieze. 10-1 ai spus? Exact, Laurianus. Și nici așa n-am găsit pe nimeni să o facă. Până la ce sumă ești dispus să plătești Artabanus? Dar ce întrebare e asta? Ai atâția bani încât să depășească a 10-a parte din cât am eu? Poți plăti 10 milioane la milionul meu? Dar cine îmi garantează că îl ai, Laurianus? Priviți la Galerius! Priviți la Galerius! Uite-l! Ați văzut? Încă un moment și Galerius va fi ucis! Flavia, ce ne facem? Octavia, Flavia. Octavia, ajută-mă să o scot de aici pe Flavia și să o duc la izvorul din cort. O fac eu, să-și reîntrim, o fac. Ați văzut? Ați văzut? Ăsta e un vechi și retic de-a lui Galerius. Eram sigur că va proceda astfel pentru a prinde mai bine taurul de coarde. A obosit. Dar de unde? E într-o formă nemaipomenită. Vorbeam de taur, că obosim, mânzule. Și mai taci o dată din gură, că m-ai amețit. Mortăciunea asta de taur s-a și dat la o parte. N-ai vrea să-i dai o mână de ajutor mortăciunii ăștia de taur, Artabanus? Da, 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 și sărit cu gura. Taurul a luat la fugă! Bravo, tinere! Bravo! De trăiește gura pentru Galerius! Da, ora, ora! Ce femeie frumoasă e soția lui Laurianus. Dacă ar vedea o taică-miu, s-ar scula din mormânt să o răpească. Ce zâmbet! Și cum îl mai aclamau tribunele. Îți amintești, Vlad? Da. Ce mai alergat apoi din nou la circ după ce ți-ai revenit din leșinul acela? Da, mi-amintesc, Articia. Am ajuns exact în momentul în care condamnatul la moarte s-a trântit la picioarele lui Galerius. Da. Galerius își riscase propria viață luptând pentru el cu un taur, salvându-i viața și redându-i libertate. Iar Galerius se purta atât de simplu și firesc, da, de parcă nu el era ținta admirației. Când condamnatul refuza să se ridice de la picioarele lui, l-a ridicat și i-a spus: potrivit învățăturilor lui Zamolxe, oamenii sunt deopotrivă egali și liberi. Da. După care l-a îmbrățișat și sărutat pe ambii obraji. Da. El, eroul acelei zile, să sărute un sclav. Pentru Galerius, omul acela era un om, nu un sclav. Nici nu se putea să se poarte altfel. Ar fi fost împotriva tuturor datinilor noastre din Dacia. Frumoase datini! Și ce simplu, ce firesc e la voi totul. Spune-mi, Articia, da, dacă m-aș ruga mult, mult de totul lui Zamolxe, ar fi oare cu putință ca el, Galerius, să mă iubească? Învățătura lui spune că atunci când voința este destul de puternică, iar lucru voit nu este de natură a dăuna altora din semenii noștri, sorții de izbândă sunt foarte mari. Max, spune-mi ce trebuie să fac și voi face totul, chiar dacă ar trebui să mut munții din loc. Da, munții sunt ușor de mutat când o faci numai din vârful limbii. Nu va fi însă câtuși de puțin ușor pentru o fată ca tine, romană, fiica procuratorului Augustii, care are tot ce-și dorește, să fie soția unui om simplu ca el. Oricâtă frumusețe trupească sau măreție sufletească l-ar împodobi, cu Galerius n-ai mai putea trăi într-un palat, pentru că va trebui să-l părăsești. Ce puțin mă cunoști, Articia. De mi-ar răspunde dragoste ce eu port, l-aș urma în cel mai umil bordei. Îl iubesc din toată inima, Articia. Articia, ajută-mă! Ajută-mă! Hai, liniștește-te!
liniștește-te. Am să mă rog ca inima ta să-și găsească alinare. Doica mea scumpă! Da, da. Doica mea, crezi că o să izbutim? Așa cred. Trebuie să mă retrag într-un loc liniștit, unde să meditez și să încerc viitorul. Când mă voi întoarce, vom ști ce avem de făcut. Adevărată veșnicie și în care mi-ai lipsit atât de mult. Da. L-ai văzut, Doica? Mm. Spune-mi, spune-mi! Nu mai am putere să aștept. Pe cine s-a fi văzut, Flavia? Vorbeam de Galerius. E bine, m-am oprit și am stat de vorbă cu unii dintre prietenii lui Galerius, pe care îi cunoșteam mai dinainte și pe vorba cărora mă pot bizui. A, pe Galerius, nu l-ai văzut deloc? L-am văzut și pe el, mai mult. Am reușit chiar să stăm puțin de vorbă. I-ai vorbit și de mine? Despre cine altcineva era să-i vorbesc? Doc, scumpă mea articea! Dacă mă întrerupi, nu o să mai termin niciodată. Stai lângă mine, hai. Uite, hai, stai, pune capul în coala mea și ascult. Te-ai uitat și în ochii lui când i-ai vorbit de mine? Nici nu m-ai lăsat să deschid gura, așa ai început tot tu. Da! M-am uitat și în ochii lui, dar m-am uitat mai cu seamă în inima lui. Și ce-ai văzut acolo, Doica? Pe tine. Numai pe tine, Flavia. Erai atât de mare încât nu m-am mirat câtuși de puțin că nu-și mai găsea locul în timp ce îi vorbeam de tine. Hai, oprește-te! Oprește-te și nu mă mai învârte! Spuneai că vei sta liniștită și uite ce faci! Hai, stai, nu mă mai săruta atâta, dar... Stai! Ascultă! Ascultă. De vrei să-ți mai vorbesc, ascultă! Ești cea mai scumpă ființă de pe acest pământ! Spune-mi, sunt speranțe să-l pot vedea într-una din zilele următoare! Nu, Flavia! Și de ce nu? Dacă spui că și el mă iubește, dar cine sau ce n-ar putea împiedica? Piedici există și încă destul de mult. No, nici nu vreau să mai aud despre așa ceva. Bine, dar... Niciun dar! Te implor să faci tot ce-ți stă în putință ca să ne întâlnim cât mai curând posibil, înțelegi? Îmi pare foarte rău. Dar trebuie să spun că asta nu se va putea realiza atât de curând pe cât ai dori. Cum să nu se poate dacă noi amândoi? Vezi... Ceea ce vreți voi amândoi nu se va putea realiza niciodată. Ascultă, Articia, el mă iubește sau nu? Dacă te iubește... Da! Dar e nebun după tine, nu alta. Și tocmai de aceea s-a gândit și va face totul ca să trăiască împreună cu tine și numai cu tine o veșnicie. Ce ai spus? Cine poate să trăiască o veșnicie? Voi doi, sub cerul lui Zamolxe. Da, asta cum mai vine? Știi, noi dacii trimitem din când în când un mesager pentru oracolul zeului nostru din munte pentru a-i spune doleanțele noastre și a primi de la el îndrumările de care trebuie să ținem seama în viitor. O farticia! Ție-ți place uneori să te auzi vorbind, dar crede-mă, acum nu e deloc momentul potrivit. Vreau să-mi vorbești de el și atât. Asta și fac. Dar tu nu ai nici un pic de răbdare. Nu, te ascult. Și ca să poată trăi împreună cu tine o veșnicie, le-a cerut mai marilor să-l propună din partea Daciei Malvenzis spre a fi sol al oracolului. Și? I s-a acceptat dorința. Adică? Va fi unul din cei patru aleși care se vor prezenta cu sulițele la marele ritual sacrosanct. Ciudat de sacrosant! Trebuie să mai fie și acel ritual dacă adepții se prezintă la el cu sulițele. Spui asta pentru că nu cunoști nimic din tainele acestui ritual. Spune, Doica, spune, te ascult. Ei bine, unul din cei patru
ales prin tragere la sorți. După ce sulițele au fost înfipte în pământ cu vârfurile în sus, este aruncat deasupra acestor sulițe de către ceilalți trei. Să cadă în vârfurile lor? Întocmai. Bine, dar putea să moară străpâns de aceste sulițe. Chiar asta e de dorit? Cum? Când moare, solia este primită de către zeu. Altfel, e respinsă. Și Galerius a cerut să se expună la așa ceva? Dar asta este suprema fericire pentru un dac. Să moară? De hotărât lucru, tu ți-ai pierdut mințile, Articia. Când e vorba să mori, depinde cum mori și pentru ce mori. Dacă Galerius va fi străpuns mortal, avându-te în inima lui, va sălășlui veșnic împreună cu tine la sânul lui Zamolxen. Mort! Mort! Oricare din femeile noastre dace ar fi în al nouălea cer de fericire de ar fi în locul tău, Flavia. Atunci eu nu am și nici nu vreau să am nimic comun cu astfel de femei. Nu te mai necăji atât. La urma urmei s-ar putea, ca la tragerea la sorți, nici să nu iasă el, ci un altul. Hai, liniștește-te. Știi, am găsit o căsuță locuită de niște bătrâni foarte cum se cade, de unde l-ai putea vedea în fiecare zi fără ca el să bănuiască măcar. Dacă e așa, vom merge la căsuța aceea chiar acum. Nu, 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 nu chiar acum și nici în următoarele câteva zile. Dar nu voi aștepta nici măcar până mâine. Totuși, până nu pleacă parții lui Artabanus cu vasele sale din portul Sucidava, n-aș vrea să mai ieșim din casă. Dar, Ticia, te mai temi încă de Artabanus? Sunt sigură că n-a renunțat la planurile lui de a te răpi. N-aș, l-a vindecat Galerius pentru toată viața de așa ceva. Nu, nu, nu. Dacă vrei să nu o pățim... Nici nu mă gândesc. Pregătește tot ce e de trebuință pentru că plecăm chiar acum. Dacă spun nu, e pentru că n-aș vrea ca această hotărâre să-ți fie fatală. Dar nu înțelegi că trebuie să-l opresc pe Galerius să-și riște viața? Ascultă! Să nu mai îndrăznești să-mi spui că ar trebui să mă simt fericită la gândul că el va muri. O să-ți fie foarte clar un lucru. Eu nu-l vreau mort la sânul lui Zamolxe. Eu îl vreau viu lângă mine. Ce este? Prefectul Laureanus așteaptă să fie primit. Să intre. Te salut, ilustrisime procurator Augusti. Salve, prefectule Laureanus. Ei? Mi-ai cerut să aleg un număr de 500 de tineri daci pentru cohortele pretoriene. Da. Este dorința împăratului. Ai reușit să-mi găsești numărul cerut, dar... Oare merită să facă parte din astfel de cohortă? Oh, par a fi cu toții întruchiparea însăși a zeului Marte. Prin curajul, virtutea și prin tot ceea ce fac ei în general, oamenii își depun la grea încercare puterea mea de înțelegere. Va trebui poate să mai treacă timp pentru ca noi romanii să-i înțelegem pe daci. Se vede însă că Aurelian, care e dac el însuși, îi înțelege bine de vreme ce vrea să aibă în garda sa flăcăi din Dacia. Pentru noi însă nu va fi ușor. Nu-ți face griji. Sunt niște luptători invincibili. Au în sânge acel furor heroicus pe care noi ne străduim atât de mult să-l insuflăm armatelor noastre. Cu o armată formată din daci cucerești o lume. Cum îți explici atunci că o armată formată din astfel de oameni a fost învinsă de armatele romane? I-a dat destulă bătaie de cap chiar și unui general ca împăratul Traian. Și asta cu toată superioritatea noastră numerică și tehnică. Nu cumva ești dac? Am fost promovat în cavaleria Imperiului de către un dac, fostul împărat Aureolus. Și apoi nu mi-am luat o soție dacă... Glumeam, Laureanus. Știi doar că te iubim, Bebituva. E o femeie și o soție minunată. Ai vești de la ea? Nu, nimic. Parcă ar fi intrat în pământ. Da. Nu te necăji. În curând vom ști mai multe. Citește-mi lista cu soldații selecționați pentru cohortele pretoriene. Da. Uitați lista, ilustrisime. Da, da, da. Cap de listă, Galerius. Nu te-ai gândit rău.
cu câtă eleganță a luptat la întrecerile greco-romane de pe câmpul lui Marte, ca să nu mai vorbim de bravura lui de la circ. L-ai trecut și pe câștigătorul aruncările cu sulița, pe Licinius. I-am trecut pe toți. Chiar și pe marele câștigător la alergările de cai, care, deși mica vârstă, sau poate tocmai de aceea, a provocat un adevărat delir în întreaga asistență. Da, da, te-ai gândit foarte bine, trecându-i pe toți câștigătorii la întreceri, cu excepția acestui băiat. Nu renunț la Daia, mai ales acum. Dacă zeii mi-au hărăzit ca singura mea familie să-mi fie castrul, vreau să-mi cresc și eu un fiu pe acest pui de dac, Daia, căci așa îl cheamă. Te înțeleg, dar nu pot să fiu de acord cu așa ceva. De ce? Pentru că noi nu încorporăm copii, prefectule. Nici dacă voi avea încuvințarea familiei? Asta ar fi cu totul altceva. Al cui este? E nepotul lui Galerius, orfan de tată. Iată de ce e atât de atașat de Galerius. Sunt nedespărțiți. Sunt sigur că îl va urma și în castru. Ia pergamentul și vezi că încorporările să se desfășoare în liniște. Pe cei destinați cohortelor pretoriene mi vei prezenta după o lună de instrucție, când îi vei cunoaște pe fiecare în parte. Dacă se vor impune schimbări, le vom hotărâ împreună. Da, da. Ce ne facem cu nesupușii la încorporare? Anul acesta, numărul lor este neliniștitor de mare. Tocmai aștept raportul chestorului Marcellus. Vom vedea ce de făcut. Vă salut, ilustrisime procurator Augusti. Salve, prefectule, și succes! Ce este? Chestorul Valerius Iulius Marcellus dorește să vă vorbească urgent. Să intre. Te salut, ilustrisime procurator Augusti. Ai aflat? Da, iar oamenii mei sunt cu toții într-o adevărată alertă. Ceva sigur însă tot nu știm. Nici până acum? Mi-ai spus că dacă îți las regați până azi, îmi vei prezenta în amănunt totul în legătură cu acei deținuți. Da. Ce ai rămas așa? Pot sau nu pot să-mi dai un răspuns? Vă refereați numai la deținuții daci? Despre ei sunt pregătiți, vă dau toate explicațiile. Ce mai aștepți? Încearcă să-mi prezinți mai întâi vina fiecăreia dintre grupele de răsculați, dar numai în măsura în care ești convins că tot ce îmi vei spune e verificat. Din dovezile ce le avem, eu cred că unii dintre ei fac parte din cetele lui Araor din Ziridar. Sunt sigur că pregătesc o nouă lovitură împotriva armatei romane. Îi mai crezi în stare pe daci să se ridice împotriva noastră după toate pierderile ce le-au suferit? Cât despre asta nu am nici cea mai mică îndoială. N-am mai întâlnit astfel de oameni. Pentru daci ilustrisime, viața lipsită de libertate nu prezintă nicio valoare. Sunt mândri de ei, de trecutul lor și de faptul că au dat imperiului doi împărați romani de origine dacică, Regalianus și Aureolus. Când stai să te gândești, au cu ce să se mândrească. În mai puțin de 165 de ani s-au ridicat de aici trei împărați. Căci la cei doi amintiți de tine trebuie să-l mai adăugăm și pe actualul împărat, Aurelian. Sau poate nu știe ei că și el este de origine dacică. Ai vrea să-i oprim pe daci să-i laude faptele numai pentru că e dac de origine? Nu mi-a trecut prin minte așa ceva. Să nu-ți treacă, Marcellus. Și apoi din rândurile dacilor nu s-au ridicat numai împărați, ci și alți oameni de seamă. Mucapor, un fost sclav, este acum cel mai intim consilier al împăratului. Iulius Tiberianus, prefectul pretoriului din Roma, e dac de origine, ca să nu mai vorbim de numărul ofițerilor superiori din armata romană. Poate că în privința asta să aveți dreptate, dar mai sunt și altele ce mi se par foarte grave. Anume? Prinși ăștia susțin că, potrivit oracolului, stăpânirea romană pe aceste meleaguri va lua sfârșit. De unde această convingere? Dacă te-ar auzi cineva, ar crede că ne-am aflat aici deasupra unui vulcan gata pentru erupție. Și n-ar greși prea mult, ilustrisime, când ne gândim că Araort i-a și organizat pe daci încete, pâlcuri și centurii oricând gata de luptă. Nu numai pe dacii lui liberi i-a organizat, ci și o mare parte din urmașii coloniștilor aduși de noi în această provincie și căsătoriți cu fete ale lor. Am pânzit cu ei toate pădurile, începând din Ziridava și Tibiscum și până la Arcedava.
Numai departe de zilele trecute am descoperit tocmai aici, la o aruncătură de suliță de noi, în Pelendava, un puternic nucleu format numai din urmași de-ai coloniștilor noștri, dar care lucrează pentru Araort. Ce? Ne-am putea aștepta la surprize? Depinde de cine sunt ajutați. Aureolus și Regalianus au lucrat mână în mână când l-au constrâns pe împăratul Gallienus să se retragă din Dacia. Da, Aureolus, pe atunci prefect al cavalerii, l-a provocat și ucis în luptă el însuși pe Gallienus. Pentru că acesta din urmă nu voia să se retragă din Dacia. Crezi că actualul împărat Aurelian dorește și el să-și retragă trupele din Dacia numai pentru că e dac de origine? Eu mă ocup numai de daci de aici, ilustrisme, nu și de acei care au purtat sau poartă pe umerii lor purpura de împărați ai Romei. Și despre prinși pe care îi vom judeca, mai ai ceva de spus? Da. Un alt grup este al dacilor ce s-au împotrivit încorporării încercând să se alăture cetelor de la Trones ale lui Araort. Araort și iar Araort! Peste tot mă lovesc numai de acest Araort! Pe ăștia îi vom trimite alături de damnatii Edmetale. Dacia a dat până acum cele mai bune trupe de auxiliar, așa că nicio curțare pentru ei. Mai departe. Îi avem apoi pe cei cu care a organizat Araort recentul atac împotriva castrului, răpindu-i pe unii dintre ai noștri, printre care și pe Bituva, soția prefectului Laurianus. Spuneai într-una din zile cu privire la Bituva o versiune cu totul aparte, ce nu prea are legătură cu răfuielile noastre cu dacii. Da, după mine, în spatele acelei răpiri, ar trebui să-l căutăm pe Artabanus. De ce? Ai ceva care să te îndreptățească a gândi astfel? Am. În primul rând că dacii nu răpesc femei sau copii. Așa. Apoi răpirea s-a revenit imediat după ce prefectul aproape că l-a ruinat pe Artabanus cu pariul acela. Se știe că șefii triburilor din Asia Minor plătesc sume fabuloase celor care le vând femei din elita romană. Dacă vom mai adăuga la asta că tatăl tânărului Artabanus și-a făcut o avere imensă ocupându-se printre altele și cu un astfel de negoț, n-ar fi greu să deducem că fiul lui s-a folosit de acel atac al dacilor. Când învinuiești un om, ai nevoie de probe, nu de presupuneri. Știu, dar cu tot efortul depus de mine până în prezent, n-am reușit să le descoper și, bineînțeles, nici nu-l voi pune sub acuzație pe Artabanus în lipsa lor. Mărturisesc că și azi am trecut printr-o grea încercare și că numai liniștea de pe fața voastră m-a făcut să-mi recapăt și eu liniștea. Ce vrei să spui? Oamenii mei erau foarte îngrijorați astăzi în legătură cu fica voastră Flavia. Vasele lui Artabanus au plecat chiar în noaptea asta din portul Sucidava. Și ce legătură poate să aibă plecarea vaselor lui Artabanus cu fica mea? Fica voastră este acasă acum, nu-i așa? Așa cred. De ce? Pentru că dacă este acasă, totul e în ordine, iar noi ne-am alarmat degeaba. Și dacă nu? De când n-ați mai văzut-o? Ieri, după masa de prânz, s-a retras la ea, unde cred că a luat și masa de seară. Dar ce-s toate întrebările astea? Zic să revenim la fica voastră. Dacă totuși s-a întâmplat ceva, o mare parte din vină o purtați chiar voi, ilustrisime. Cum adică? La banchetul în cinstea câștigătorilor de pe câmpul lui Marte l-ați încurajat foarte mult pe acest Artabanus. Da, dar când a adus vorba despre o eventuală căsătorie a lui cu fica mea, i-am întors vorba glumind. Da, dar i-ați mai spus totuși că nu v-ar displace să o vedeți regină a parții. O glumă la un pahar cu vin. Pentru el însă asta a fost foarte mult. Nu i-a mai rămas decât să preia inițiativa, ceea ce a și făcut. Ce fel de inițiativă? A doua zi, în timp ce își făcea plimbarea ei obișnuită în afara orașului, fica voastră Flavia s-a pomenit cu Artabanus alăturându-i se. I-a cerut, bineînțeles, permisiunea să o însoțească. Din politețe l-a acceptat. El a început apoi să-i vorbească despre planurile sale de viitor, planuri în care ea îi era, ca de la sine înțeles, soție. Nu poți opri oamenii să viseze. Mă întreb doar dacă ar fi îndrăznit asta înainte ca voi să-l fi încurajat.
Nu exclud un sâmbure de adevăr în ceea ce spui. Și continuă. Ne-a mai putându-i suporta îndrăzneala, Flavia i-a spus direct să nu-și mai facă niciun fel de speranță în această direcție. Într-o vreme îi plăcea să stea de vorbă cu el. Acum însă în niciun caz. Așa că Artabanus, văzându-se respins într-un mod atât de categoric și poate bizuindu-se pe acordul vostru tacit, a încercat cu ajutorul unor oameni de-ai lui să o răpească. Pe fata mea? A întrăznit el asta? Da, ilustrisime, da. Și dacă toate astea nu s-ar fi petrecut în apropierea casei Romulei, marea preoteasă a lui Zamolxe, n-ați mai fi văzut-o încă de atunci pe Flavia. A salvat-o Romula din mâinile lui Artabanus? Nu ea, ci fiul ei, Galerius. Când fica voastră a strigat după ajutor, a ieșit Galerius. A fost de ajuns să-i lovească doar pe doi din însoțitorii lui Artabanus, că ceilalți au și luat-o la fugă îngroziți. Și Artabanus? Unul dintre cei loviți a fost chiar Artabanus. Galerius l-a lăsat aproape mort în mijlocul drumului. Tocmai asta i-a speriat pe ceilalți. Să-mi ascundă fica mea astfel de lucruri? Cum vedeți? Crezi că de aici îi vine schimbarea din ultima vreme? Nu cred. E adevărat, la început s-a speriat îngrozitor, dar în cel din urmă această întâmplare pare să o fi bucurat nespus de mult. Dar cum poate să o bucure așa ceva? Dacă se afla în preajma casei lui Galerius, era pentru că spera să-l poată întâlni, iar un motiv mai nimerit pentru a-l scoate din casă nici că se putea născoci. Dar nu e un fel ciudat de a vorbi. Avea ea vreun motiv să dorească o întâlnire cu Galerius? Îl iubește, ilustrisime. Toată lumea a văzut asta încă de la întreceri. Ce ai spus? Mă mir că n-ați observat. Când s-a văzut din nou în brațele lui Galerius, după ce o salvase din mâinile lui Artabanus și a oamenilor lui, a fost nemaipomenit de fericită. Era firesc să se bucure că a fost salvată, dar de aici până la ceea ce spui... A fost informat că a folosit din plin prilejul oferit de această întâmplare ca să-l sărute de nenumărate ori. Ce? Un armentarius dac a îndrăznit să-mi sărute fata? Oh, m-ați înțeles greșit, ilustrisime. Ea a fost cea care l-a sărutat. El, din potrivă, s-a purtat chiar foarte rece. Acest armentarius dac era nepăsător la săruturile fiicei mele? Răceala asta ar putea să însemne chiar dispreț. S-a purtat chiar foarte rece. Așa mi s-a spus. Și n-ar fi exclus ca tocmai de aici să-i vină toată schimbarea despre care ne vorbea Octavia, domna, soția voastră. O să vină timpul când o să alerge după ea cu limba scoasă, fără ca ea să-i mai acorde niciun fel de atenție. De ea stai puțin. De unde știi tu tot ce s-a întâmplat acolo și încă cu atâta lux de amănunte? Chiar de la fata care a însoțit-o. E nepata Doicei, Articiei. Ilustrisime, anunț-o pe fica mea să vină până aici. Nu e acasă. Ți-aș putea fi de folos cu ceva? Octavia, dacă ne poți spune unde este Flavia, da. De unde vrei să știu? Colindă toate coclaurile. Chiar tu ai încurajat-o. Ție ți-a vorbit ceva în ultimul timp despre Artabanus? Nu. Dar Artabanus a fost chiar și aseară pe la noi. Ne-a adus o mulțime de daruri. Nu știu dacă a fost și pe la ea. De ce toată zarva asta pentru nimic? Altădată a lipsit ziua întreagă și nu te-ai neliniștit. Acum mă duc. Da. Cum văd, Artabanus se bucură de o atenție cu totul aparte în această casă. Da, l-am socotit printre cei mai onorabili cetățeni. E un fel de prinț. Bunicul lui a fost regele parților. Ascultă! Nu cumva acel armentarius dac Galerius o fi ademenit-o? Eu zic
că mai degrabă Artabanus își duce planul până la capăt. Dar oricum voi cerceta și o astfel de posibilitate. Fă-o fără niciun fel de întârziere. Trimite totodată curier în toate porturile. Anunță toate garnizoanele noastre să se cerceteze cu mare atenție corăbile lui Artabanus și să mi se raporteze numai decât... Voi face întocmai, ilustrisime. Fica mea să se îndrăgostească tocmai de un Armentarius dac, iar el să-i întoarcă spatele cu dispreț. Asta le întrece pe toate. Pe toate. Culmea e că băiatul ăsta îmi place și mie. Dar de aici și până la avea ginele... Sunt oameni viteji. Cetatea lor, Ziridava, e ca un cuib de vulturi. Știe Araor de ce au ridicat-o în munți. Iar soața lui Romula are legături strânse cu Roma. Cetatea Ziridavei. Araor. Șez, șez, scumpă soție. Vei fi slăită de oboseală după atâta drum prin munți. Oh, cât despre asta, viteze, Araor, ai dreptate. Drumul ce l-am făcut n-a fost ușor, dar gândul că te voi vedea curând i-a dat puteri nebănuite. Aduceți miez. Este exact la ce mă gândeam când m-am așezat pe scaun. Deci știi ce sete m-a încercat pe drum. E rece. Mai umple-mi odată. E foarte bun așa rece. De mult n-am mai băut un miez atât de bun. Mă bucur că-ți place. Cum știi tu întotdeauna să-mi ghicești gândul? Nici nu e greu după o viață petrecută împreună și apoi pe o ară și țăca asta e ușor de ghicit. Prin părțile astea, când e să fie ger, atunci geruiește, nu se joacă. Dar și când e arșiță, e arșiță, nu glumă. Poate că și de aceea pe aici oamenii sunt mai aspri decât prin alte părți. Asta mai cosebit atunci când trufia și samavolnicia năvălitorilor ar vrea să-i calce în picioare. Nu sunteți voi din cei care se lasă călcați în picioare. Pământul însuși ne-o cere să fim așa cum ne-e firea. Așezarea lui chiar. Da. Suntem la răscrucea tuturor drumurilor. Nu prididim a ne scăpa de unii ca alții se și vesc la fruntarile noastre gata să dea buzna peste noi. De n-am fi pregătiți în orice moment să-i înfruntăm nu știu ce s-ar mai alege de noi. Locul ăsta unde e așezată cetatea Ziridava a fost bine ales. De aici putem urmări mișcări de oricui. Nu-ți vine să crezi, dar acum chiar și azigii, cu care știi bine, ne-am înțeles cum nu se poate mai bine, ne dau multă bătaie de cap. Dacia inferioră e că am dat greș cu ce aveai de gând. Da, și asta fiindcă m-am încrezut într-o muiere mai mult decât a trebuit. E vorba de soția prefectului Laurianus, de Bituva, nu-i așa? Spune-mi tot ce s-a întâmplat acolo când ați atacat castrul. Ai bătut tot drumul acesta numai ca să afli vești despre Bituva? N-am venit numai pentru asta. Simt însă că e nevoie să știu totul. Altfel nu te-aș întreba. No, mă rog, dacă tu crezi că dacii trebuie să poarte de grijă unor muieri de ale prefecților puși de Roma ca aceste pământuri dace, să știi că te înșel amarnic. Ha, ha, ha. N-avem noi altceva mai bun de făcut decât să ne ocupăm de niște nimicuri? Uneori, chiar din niște lucruri ce par a fi nimicuri, pot să țâșnească altele neașteptate mari. Nici nu-mi vine să-mi cred urechilor. Îmi cer socoteală pentru ceea ce îi se întâmplă unii dezmățate. Ce-ți vorbele astea, Raort? Bedar, tatăl Bituvei, a fost un pileatic care ți-a dat ascultare, câștigându-și cu o bravură de care puțin au dat dovadă, odihna de care se bucură în sânul Izamolț. De-ar fi fost tătâneț un locumi, i-ar fi zburat într-o clipă capul de pe umăr, aflând despre ceea ce a fost în stare să facă. Și nemai fiind el, îl ai zburat tu. Nu-mi pătez sabia cu sângele ei. Atunci cine, dacă nu tu? Nimeni. De ce ați răpit-o? Cine ți-a spus că am fi răpit-o? Nici vorbă de așa ceva. Atunci unde este? Că unde este? Întreabă-l pe bărbatul. E doar prefectul roman Laurianus. El trebuie să știe. De la atacul vostru asupra castrului lor, nu i-a mai pus piciorul în casă. A plecat de la el? Din noaptea aceea n-a mai văzut-o nimeni. A fost căutată peste tot, dar fără niciun rezultat. Crezând că îi curge prin vine sângele lui Bedar, i-am cerut să aleagă între inima ei și Dacia.
Mai deslușit, te rog. Am rugat-o să facă tot ce stă în puteri ca bărbatul, prefectul roman Laurianus, să iasă din castru într-un moment și într-un loc hotărât de noi și de ea. Voiam să-l prindem și în schimbul lui să-i cerem pe prizonierii noștri. Să-i cer tocmai ei una ca asta. Și ce-a făcut Bituva? La început părea să se voiască. La sorocul hotărât însă, în loc să vină el, ne-am pomenit cu ea îmbrăcată în haine de ale lui. Bine a făcut. Ce v-a spus? Că dacă l-aș cunoaște mai bine pe Laurianus, nu i-aș mai cere ceea ce cer. Mi-a mai spus că îl iubește atât de mult că preferă să o ucidem pe ea decât să-l predea pe prefect. S-a purtat ca o adevărată soție de ostaș. Cineva totuși a răpit. Nu. Garantez pentru oricare din oamenii mei. Nu, acum nu mă gândeam la voi. La ea zici, la goți ori, roxolani atunci. Se vorbește mult despre un tânăr, Artabanus, nepot al fostului rege al parților. Că ar fi răpit-o el? Da, atât pe ea cât și pe fica procuratorului Augusti al Daciei Malvenzis. Cum? Lipsește și fata lui Pruscus? Că au dispărut e un lucru cunoscut. Cum s-a întâmplat și unde ar putea să fie? E o enigmă. Mucapor, omul nostru pe lângă împărat, ține mult la prefectul Laurianus. Spune că e de-al nostru. De-al nostru? Dacă e așa, voi da veste oamenilor mei și le-i voi găsi prefectului muierea, te voi anunța numai decât. Apropo de oamenii tăi aflați în temnițele romanilor, se spune că li s-ar pregăti o pedeapsă cumplită. Să îndrăznească numai. Le vom pregăti și noi aceeași soartă pe care am pregătit-o și altor guvernatori ai Dacii ca Lucius Quadratus Bassus și Livianus Marcius Turbos. Acesta din urmă credea că dacă i-a năbușit în sânge pe răsculații din Iudeia, Egipt, Cirenaica și Mauritania, îi va înfrânge și pe daci. Dar aici și-a aflat sfârșitul că despre oamenii mei, nicio grijă, îi voi salva eu din temnițele romanilor. Nu mai vorbi noi despre ei, dar... Pentru așa ceva, numai vorbele nu ajung, Romula. La noi fiecare braț ce poate mânui cu bărbăție o armă e mai scump decât tot aurul de la Alburnus Major. Anii ce au trecut peste noi n-au lăsat niciun fel de urmă pe inima ta. E la fel de tânără ca atunci când ne-am cunoscut. Nu fi necăjit. Clipa cea mare s-a apropiat. Sărbărea că n-ai venit numai ca să mă vezi. Și pentru asta am venit. E soțul meu și, firește, îmi lipsești foarte mult. Tu însă ieși și căpetenia dacilor liberi. Și dacă mă aflu aici în Zilidava în momentul de față, este pentru că trebuie să chipzuim bine la tot ce vom avea de făcut de aici înainte, căci ne așteaptă lucruri mari. Te ascult. Împăratul Aurelian, dând ascultare dorinței micului senat, a hotărât să-și retragă legiunile din întreaga Dacie. Lăudat să fie zeul nostru din munte pentru marea veste pe care a dus-o tuturor dacilor. De la Zilidava la Tibiscum, până dincolo de Piroboridava și Zarcidava, de la Dacidava și Casidava, până la Drobeta, Sucidava și Pontul Euxin. Pe Galerius însă-l vrea împăratul preajmăi. Cred și eu. Mi-l vrează loc ca nu cumva să-i fac greutăți la retragerea legiunilor sale. Nu m-ar fi mirat de ți-ar fi cerut chiar și ție să stai acolo. Ne-au și cerut-o. Împăratul Aurelian pune mare preț pe vorbele mamei sale și ca atare trebuie folosită din plin prietenia dintre mine și ea. Mucapor, omul nostru de la curte, spunea că retragerea legiunilor romane din Dacia i-ar putea nemulțumi pe mulți nobili romani. Și nu e rău ca în jurul împăratului să fie cât mai mulți dintre ei noștri. Nu, gândiți foarte înțelept. Araort, eu nu voi pleca din Dacia nicăieri. Și nici pe Galerius nu-l voi lăsa să plece de lângă mine. Nu mi-a fost destul că toată vremea cât tu ai stat prin păduri mi-am crescut copiii de una singură? Cum pot să-mi cer, tocmai acum, când ne vom putea aduna cu toții, să plecăm? Să mi se spulbere din nou întreaga familie. Asta vrei? Ce-i cu tine, Romul? Am ajuns să ne gândim numai la noi? Alte familii de daci nu au fost spulberate pentru ca marea noastră familie, aceea tuturor dacilor liberi, să renască într-o Dacie liberă și ea? Le place băiatul nostru? Îl vor avea. De se va dovedi un adevărat bărbat, va ști ce are de făcut când vremurile i-o vor cere. Mai tu porți vina că au pus ochii pe el. De nu-i cerei să intre în armata lor și să învețe cât mai mult din meșteșugul războiului roman, ei nu l-ar fi cunoscut.
ca atare nu l-ar fi chemat la Roma. Voia să fugă la tine cu toți ai lui. De ce nu i-ai lăsat? Și le-ai cerut să intre în armata romană? Pentru că sunt unele momente de răscruce, ca cel prin care trecem chiar acum, când fiecare dintre noi va trebui să fie acolo unde Dacia are mai multă nevoie de noi. Iar locul nostru este aici, lângă tine, Araort, și nu acolo. Nu mi-ai spus în atâtea rânduri că le vrei pe Galerius lângă tine? Cum știi, mulți dintre ei noștri se află acolo ca sclavi, alții în conducerea Imperiului Roman. Vezi ceva rău pentru ai noștri de acolo sau chiar pentru noi de aici dacă numărul oamenilor noștri în conducerea Imperiului ar crește? Sper ca măcar Galerius să gândească altfel. Eu, dimpotrivă, nădăjduiesc ca, după ce voi sta de vorbă cu el, să înțeleagă că bătăliile se dau pe mai multe fronturi și nu numai pe unul, iar el va trebui să conducă unul dintre aceste fronturi, care nu va fi deloc ușor. Știi prea bine că, dacă n-am fi avut oamenii noștri printre romani și, în primul rând, pe prietena ta, mama împăratului, n-ai fi putut să-mi aduci marea veste pe care mi-ai adus-o, ci ar fi trebuit ca mulți dintre ai noștri să mai moară pentru acest vis. Nu-mi spuneai chiar tu ce pedepse crunte se pun la cale pentru oamenii noștri aflați în temnițele romanilor? Nu o să mai moară niciunul dintre ei. În cazul că voi reuși, ai face scăpați altfel. Chiar de nu vei mai face nimic și nu vor mai muri. Asta cum să o mai înțeleg? E de ajuns să știi că vor fi salvați chiar înainte de plănuita execuție. Bine, dar... Nu pot să-ți spun. E o taină. Iartă-mă, Araort. Romula, ce mai e și asta? Te știam tare. Nici eu nu mă descurc în lumea lor, dar mi-te el. O să-l înveți viața, nicio grijă. Sunt mamă și mă tem pentru Galerius, cu firea lui. Să te obișnuiești cu gândul ăsta. Acum uite că suntem poftiți la masă. După aceea îi face bine dacă te-ai odihni. Iată-l pe Mucatru. Oare ce vești mi-aduce? Vești proaste, Araort. Cum? I-ați lăsat să o pângărească sub ochii voștri? Erau 20, iar noi numai 2. Dar cum? Cum au ajuns să facă una ca asta? Iazigii se răsculaseră împotriva căpetenilor, care nu le-a plătit banii promiși pentru răpirea fetei. Și-au ales apoi o nouă căpetenie și au început să bea. În timpul petrecerii se jucau cu fata asta. Dintr-una într-alta le-a venit pofta altor plăceri. Am încercat să o scăpăm, dar ei erau mulți. Ne-au legat numai de câte copaci. Fata a leșinat chiar de la început. Când a văzut că e moartă, au luat-o la fugă. Dar pe asta cum ați reușit să-l prindeți? Aș uitase chimirul. S-a înapoiat tocmai după ce reușiserăm și noi să ne dezlegăm. I-am pus călușul în gură, l-am legat și l-am aruncat pe calul meu. Pe fată a luat-o udar pe calul lui și am venit cu ei numai decât aici. Na, zici că nu vrea să mărturisească cine e fata? Nici după ce l-am amenințat cu moartea, e tare încăpățânat. Da, judecându-se după banii ce-i cereau pentru că o răpiseră, s-ar părea să fie de neam și cam așa o arată și hainele de pe ea. Eu cred că Bituva, nevasta prefectului Laurianus, ar cunoaște, dar fi din lumea lor. Da, numai că și ea a dispărut din casa soțului ei. Știu că a fugit de la el, după cum mai știu că se află la Tibiscum, la ocinile rămase de la părinții ei. Da? Am văzut-o pe Bituva altăieri când am dat o fugă pe acasă. Mucatru, sar numai decât pe cal. Fugi până la ea și spune-i că-i cer iertare și că o rog mult de tot să vină cu tine până la Ziridava, unde este așteptată de soția mea, Romula. Am plecat, Araort. Cine s-ar fi gândit la una ca asta? Bituva nu ni l-a predat, dar nici cu el n-a mai rămas. A? Cum merge unghiule Turemuca? Un cuvânt n-am putut să scot de la Iazigă. Am hotărât să-i dăm o sândă, ce am fi hărăzit-o oricăria dintre ai noștri în astfel de cazuri. N-ar fi Iazig, l-am fi osândit la moarte, dar vezi că cu Iazigii ne-am ajutat și nu o singură dată. N-ai dreptate. Ba mai mult, poate tocmai cu asemenea o sândă o să-i veniți de hac. Așa nădăjduiesc și eu. Stai, nu pleca. Am o veste mare și vreau să ți-o împărtășesc.
Știi ceea ce îmi spuneai odată că au vrut să facă Regalianus și Aureolus? Va săvârși acum Aurelian. Își va retrage legiunile romane din întreaga Dacie? Întocmai. De acum pot să mor. Voi muri cu inima ușoară. Cum ți-a ajuns vestea? Prin soția mea, Romula. Au chemat-o acolo anume să-i o spună. După asta s-a gândit să treacă întâi pe la noi ca să știm și noi. Acum Romula e dincolo. Se odihnește după atâta drum. Într-o vreme mă temeam că Aurelian și-a uitat de rădăcinile din care și-a sut vlaga. Dar, cum văd, până la urmă s-a dovedit a fi un adevărat dac. E, da, ce ne facem cu goții? Ne-au împresurat din toate părțile că nu mai putem nici să respirăm de mult ce sunt. De să alegi între rele, alege-l pe cel mai mic. Și care e acela? Tocmai goții, pentru că nu ne-am înțeles prea rău cu ei și pentru că firea lor e nestatornică. Adică? Ăștia sunt un fel de oameni care se așează într-un loc crezând că și-au găsit tocmai ce și-au dorit. Încep apoi să-și lucreze pământul, ară, seamănă și deodată, dacă aud că prin alte părți ar fi locuri mai bune, sar pe cai, scot săbile din teci și o iau la goană într-acolo. Bine, bine, bine. Și dacă îi apucă dragostea tocmai de locurile astea ale noastre, a? Pentru o vreme, nu zic ba. Dar sta mai mult, n-ar mai fi ei. Bine a zis cine a zis despre ei. Războiul e mâncarea și băutura lor. Pentru ăștia, ca oșteni, cum le place a se numi, a câștiga cu sudoarea frunții tale ceea ce ai putea să câștigi cu sabia, e o rușine de neiertat. Ce crezi că ar trebui să facem pentru început? Înainte de orice, va trebui să scoatem grosul oamenilor, dobitoacele și bucatele și să le ascundem prin cele mai tainice din văgăunile pădurilor. Cum adică să fugim? Nu te pripi. Nu-i vorba de niciun fel de fugă în ceea ce ți-am spus. E doar o măsură pentru a feri avutul din calea furtunii de jafuri pe care o dezlănțuie goții când cuceresc pământuri noi. Cum îi vrem noi așezați prin locurile noastre? Cine ți-a spus că îi vrem? Când furtuna se va liniști, vom coborî la vale. La început mai puțin, apoi mai mult și uite așa vom umple din nou pământul Dacii numai cu oameni dintre ai noștri. Înțelegi acum? Da, da, vom mai vedea noi. Fă cum îți spun și nu o să fie rău. Apele liniștite sapă mai adânc. De fi isprăvit cu netrebnicul acela, să-i facem cunoscut. De față cu tine, osânda ce i-am hotărât-o. Fata moartă a fost arsă după toate rânduielile cuvenite. Cenușa i-am păstrat-o și îmbrăcămintea așișderea. Poate s-o fi găsind cineva să-i le recunoască. Bine, unchiule, uite că îl aduc pe Iazig. Iazigul ăsta n-a vrut să-și spună nici măcar numele. Oamenii noștri însă l-au surprins asupra faptului, necinstind o fată dacă. Fata a murit în chinuri. Pentru crima pe care a săvârșit-o, sfatul bătrânilor întrunit aici a hotărât să-l osândească potrivit obiceiului acestui pământ. Hei! Opriți pe data acest județ îngrozitor. N-aveți dreptul să vă judecați. Fata nu-i de-a voastră. După cum văd, ți-a revenit totuși graiul. E vreo fată de-a voastră? Nu e nici de-a noastră. E Flavia, fata procuratorului Augusti al Daciei Malvensis. Poți dovedi ceea ce spui? Dovada e chiar aici, în fața ta, îmbrăcămintea ei. Dacă vei mărturisi totul în fața senatului de bătrâni, s-ar putea să revenim asupra acestei osânde și să te predăm procuratorului Augusti al Daciei Malvensis spre a fi judecat acolo potrivit rânduierilor lor. Te ascultăm. Fosta noastră căpetenie era în strânse legături de afaceri cu un negustor pe nume Artabanus. Cum ați aflat despre transportul nostru de aur? Avem oamenii noștri care ne informează, procurator Augusti. Te credeam căpetenia goților, nu a hoților. Nu suntem hoți. Dar Canabandes, regele nostru, a găsit un meșter iscusit care s-a legat să-i facă multe podoabe și obiecte numai din aur.
O să sufere mult măritul tău rege când va auzi că ai fost spulberat frumosul său vis cu privire la tezaurul de aur. Da, și asta numai pentru că oamenii mei în care mi-am pus atâta nădejde s-au lăsat prinși în cursa întinsă de către băiețandru acela al vostru. Efectivul băiețandrului număra mai puțin de un sfert din efectivul tău. Numai că vicleșugurile lui, care seamănă leit cu acele ale dacilor și câtuși de puțin cu ale romanilor, te-ar fi convins și pe tine că ai de-a face cu o întreagă armată. Ce vrei? Am învățat și noi câte ceva de la daci. Da, da. Nu vom uita acest amănunt în viitor. N-avea grijă. Numai că viitorul tău e strâns legat de acest transport de aur pe care îl vei însoți până la Roma și nu până la Canabandes, regele vostru. Să înțeleg că ne vei transforma în sclavi? Nu-ți râde. Pentru un militar de talia ta, sclavia nu e cel mai onorabil lucru. Dar n-am ce-ți face. Prețul sclavilor a cam crescut la Roma. Și asta numai din lipsa împrospătării pieții cu sclav noi. Ce ce regret e că numărul vostru e prea mic față de cerințe. Dacă ți închipui că prin acest fel de amenințări mă vei face să vorbesc mai mult, te înșele amarnic. Ca militar să mă apreciat tăcerea. Într-un fel sau altul, însă acest gen de tăcere e plătit scump. Tu știi asta foarte bine chiar din trecutul tău. Oamenii noștri care au trecut prin mâinile tale... I-am ucis! Nu i-am transformat în sclavi! Nouă romanilor ne place să avem cât mai mulți sclavi și dacă se poate să fie cât mai valoroși. Tu în niciun caz nu pare a fi unul de lepădat. Nu voi ajunge eu viu în mâinile niciunuia dintre proprietarii voștri de sclavi. Te asigur de asta. Dacă totuși vei ajunge... Să nu dai vina pe mine, ci pe felul în care îți subapreciezi dușmanul. Soldați! Luați-l! Câte ingeniozitate la Galerius! Să-mi faci pe date la Orianus propunerea de ridicare a lui la gradul de contubernal pentru merite excepționale. Avea acum posibilitatea să plece cu tot aurul și să-i se alăture tatălui său, acelui Araort. Tocmai asta m-a convins și pe mine când ți-am cerut să-mi faci propunerea. De istețimea lui nu m-am îndoit niciodată. Foarte curând îți voi pregăti o bucurie și mai mare. Acum îți înmânez o scrisoare. Ne-a sosit legată cu o săgeată. De salut! Singura mea bucurie ar fi să o revăd pe fiica mea. Dar e scrisul ei. Scrisoarea e de la ea. Nu vă faceți griji. Unde mă aflu, mă simt foarte bine. Ce este? Chestorul Valerius Lucius Marcellus întreabă dacă îl primiți. Să intre. Salut, ilustrisime procurator Augusti. Salve! Tocmai la tine mă gândeam. Dezbați mult, dar fără niciun rezultat. Astăzi însă aduc o veste deosebită. Miramaș, dar oricum să vedem despre ce este vorba. În sfârșit, cred că avem în mâinile noastre un capăt al adevăratului fir ce ne va duce direct la Artabanus. S-a întâmplat vreodată să te fi părăsit optimismul? Ce fel de fir ai mai găsit acum? Același pe care vi l-am sugerat chiar de la începutul cercetărilor noastre. Artabanus, deci. Da, ilustrisime, despre el e vorba. Venind spre voi, m-am pomenit cu el ieșindu-mi în față. Ce voia? Să ne mărturisească totul. Știe ceva despre dispariția fiicei mele, Flavia? Ceva. Eu cred că știe totul. Unde este Artabanus? La mine. S-a spus ceva din ce știa? Doar că vrea să ne relateze ceea ce îl frământă în legătură cu dispariția Flaviei. Adică? În urmă cu 2 săptămâni, cineva i-a propus să o răpească pe fiica voastră pentru el. Și în tot acest timp a putut să tacă din gură în timp ce noi... Da, da, ilustrisime. Am alergat la voi ca să vă întreb dacă pot avea dezlegarea pentru a-l reține în vederea cercetărilor. Mai încape vorba? Totuși i-ați promis prefectului Laurianus, care ne-a garantat că Artabanus nu are niciun amestec în dispariția fiicei voastre, că nu ne vom atinge de el, de Artabanus. Da. Mă gândesc că
De data asta nici să nu-i mai spunem lui Laureanus. Ce l-o fi făcând să garanteze cu atâta tărie pentru acest Artabanus? Nu știu. Ceea ce regret acum e că nu ți-am dat mână liberă de la început. Deci îl pot reține? Da, de vreme ce a mărturisit, da. Ce mai spunea? Nimic important. Dar altfel va vorbi după dezlegarea ce mi-ați dat-o. Chiar și azi am primit obișnuitul răvaș din partea ei. Să fie oare cu adevărat scrisul ei? Uite, nu cred că s-ar găsi un plastograf chiar atât de iscusit ca să-i poată imita scrisul la perfecție. Dar fi așa, am avea atât certitudinea că este în viață, cât și că se află prin apropiere din moment ce scrisorile vă parvin zilnic prin misterioasele săgeți. Ce este? Un om din partea lui Araort. V-a adus un iazig legat și așteaptă să fie primit. Asta ce vrea să mai fie? Aș zice să-l auzim ce vrea, nu? Da, introdu-l. Te salut, ilustrisime procurator Augusti. Salve! Ești trimisul lui Araort? Da, ilustrisime. Preacinstitul nostru Araort îți transmite prin mine multă sănătate, cum și adânca sa părere de rău pentru trista veste pe care ți-o aduc. Transmite-i preacinstitului Araort mulțumirile mele și spune-i că și eu îi urez sănătate. Aștept acum să-mi spui despre ce veste tristă este vorba. În cutia asta, ilustrisime, se găsește ceea ce a mai rămas din fica voastră. Dacă hainele astea în care a fost găsită vor fi recunoscute de către voi că au fost ale ei. Fata mea moartă? Dacă hainele cu care am găsit-o îmbrăcată au fost ale ei, cam așa s-ar părea să fie, ilustrisime. În privința hainelor, n-am nicio îndoială. Sunt ale ei. Atunci, iată-l aici în fața voastră pe unul din ucigașii ei, pe care vi l-am adus spre a vă mărturisi cu propriul său grai felul în care a omorât-o. E adevărat ce a spus acest om despre tine, Iazigule? Tot ceea ce ați auzit corespunde adevărului și sunt gata să-mi primesc pedeapsa potrivit cu rânduielile voastre. Știați cine e fata? De n-am fi știut, nu s-ar fi întâmplat nimic. Ați săvârșit crima de care vorbești numai pentru că era fica mea? Vina nu este a noastră. Dar a cui? A fost din noastră căpetenii, care nu ne-a dat banii după ce am răbit-o. De ce ați pângărit-o? De necaz că nu ne-a dat banii. Dar mai ales pentru că eram beți. De ce nu v-a dat banii? Cel pentru care o răpisem n-a mai vrut-o. Cine e acela pentru care ați răpit-o? Un negustor. Numele lui! Artabanus. Cine a propus răpirea ei? Totul a pornit de la un pahar cu vin. O, vreau amănunte. Ne aflam într-o cărciumă. Nu zic că n-ai făcut o afacere bună vânzându-i oile acelea. Dar de-mi vei face o cinste pe care să n-o pot uita multă vreme. Te voi ajuta să-i storzi de 10 ori pe atâta nătăflețului tău de negustor. Iar pentru asta, nu mai e nevoie să fur o turmă întreagă de oi, ci doar o singură mielușică. Vorbește! Păi cum să vorbesc? Ia uite-te la mine. Arăt eu a om prost? Păi ce te-am făcut eu prost? Păi dacă îmi cer să vorbesc fără să scoți mai întâi 1000 de sesterți pe masă, înseamnă că așa mă crezi. Cât? 1000 de sesterți? Ești nebun! Păi da! Da, așa se pare dacă îți propun să te ajut astfel. Păi de ce nu o faci tu dacă aduci atâta bănetă, a? Da, mai nu ți-ascund, uite. Am încercat odată și am dat greș. Când un tânăr dac pe nume Galerius l-a lovit pe unul dintre ei mei, ceilalți s-au speriat atât de tare încât nici nu vor să mai aude de așa ceva. Auzi, să se sperie de un singur om, ai mai auzit una ca asta? 50 de sesterți. Cât? Păstrează-i și ocupă-te mai departe de oi. Sau poate chiar de gâște. Se vede că nu ești făcut pentru glorie. Gloria cere să ai un cap isteț și un braț puternic. Deveni să zbori altora capetele de pe umeri. 100 de sesterți. Fără 1000 de sesterți, nu deschid gura.
E o afacere din care poți scoate pe puțin 100.000 de sesterți. Ah, de ce n-am eu oamenii tăi? Ține! Dar de-o fi să mă minți, vei avea o moarte cumplită. Nici o grijă. Zici că ești omul lui Artabanus? N-a existat să-i duc vreo marfă pe care să nu mi-o cumpere. E bine, când i-o vei oferi de nevastă pe aceea pe care o vrea atât de mult și pentru care era cât pacii să-și dea duhul, are să te răsplătească din plin. El a fost unul din cei doi loviți de Galerius. Ha, te pomenești că ți-a scăpat și ți-o dat porumbelul din gură. E, hai, hai și-a cu gata. Unde este fata aceea pe care el o vrea atât de mult? Mâine, înainte de vremea prânzului, ne vom întâlni tot aici. Și am să te duc chiar eu să ți-o arăt. Treaba însă nu-i chiar atât de ușoară. Umblă întotdeauna însoțită fie de către o femeie mai în vârstă, fie de una de seama ei. Da. Cea despre care îți vorbesc poartă îmbrăcăminte de casă mare. Da. Dacă nu mă înșel, chiar fata procuratorului Augusti al Daciei Malvensis, Flavia. Ce ai spus? Fata procuratorului Augusti? Dar ce credeai, ha? Păi dacă era o oarecare, îți vindeam eu ție un chilipir ca ăsta? Dai numai decât banii, că de nu... Stai cu minte! Că de nu ți întorc un lat de palmă încât vei uita și laptele care l-ai sut de la maică ta. Bine, dar ne vom reîntâlni mâine înainte de vremea prânzului, așa cum ne-am înțeles, da? Așteaptă-mă la mesele voastre. De acord. Dar de vei mai aduce un singur om în plus, n-ai să mă mai vezi. Voi veni numai cu acest iazig. Vă aștept. A doua zi ne-am reîntâlnit toți trei și ne-am dus în recunoaștere. Au apărut două fete, una îmbrăcată în hainele ce vi le-a adus oșteanului Araort, cealaltă o dacă îmbrăcată în portul lor obișnuit. Ne-a arătat-o pe cea din tâi spunându-ne că despre ea este vorba. Căpetenia noastră mi-a spus să mă uit cu luarea minte la ele pentru că eu urma să le arăt celorlalți. După port, nu mi-ar fi fost greu să o recunosc, nici de-ar fi venit însoțită de toate fetele din Dacia. I-am spus, deci, să nu-și facă griji că nu le voi încurca. Trei zile mai târziu am venit împreună cu alți 19 și am răpit-o. Ceea ce a urmat, ați auzit. Artabanus a văzut-o? Eu însumi mi-am adus-o să o vadă. Și n-a mai vrut-o? Nu l-am înțeles. La început chiar scosese banii să o plătească, apoi apropiindu-se și uitându-se mai bine la ea, și-a schimbat hotărârea, întorcându-și calul, plecând în galop și lăsându-ne cu gurile căscate. Ce este? Un om de-al tău l-a adus pe Artabanus. Vrea să vă vorbească. Artabanus? Leagă-i mâinile și adu-l numai decât. Așează-l lângă iazigul ăsta. Și acum privește-l bine, iazigule. Lui i-ai arătat-o pe fiica mea? Da. El este omul despre care v-am vorbit. Minte! Minte! Cea pe care mi-a arătat-o nu era fiica voastră. Ai auzit? Noi n-am răpit decât pe cea îmbrăcată în hainele ce vi s-au predat. Minte! Duceți-i pe amândoi în beciul de la subsolul al doilea. În ceea ce te privește, Marcellus, ai mână liberă să procedezi cum vei crede de cuvinte pentru a scoate de la ei tot adevărul. Ce s-a întâmplat? Nimic, ilustrisime, decât că săgeata ne-a adus iar obișnuitul mesaj. Dă-mi-l repede. Poți să pleci? E, Marcellus, pot morții să mai scrie după ce au devenit cenușe? Fiindcă uite ce-mi scrie Flavia. Deoarece mi s-a spus că ne vom revedea chiar azi, mă simt cea mai fericită fată din lume. Aștept cu cea mai mare emoție revedere. Ori scrisul e fals, ori toate bilețelele astea au fost scrise cu mult înainte ca ea să fi fost ucisă. Acest bilețel a fost scris chiar în cursul zilei de astăzi. Dacă Flavia e ascunsă de răpitorii ei chiar aici în palat. Cum ați ajuns la o astfel de concluzie? Aștept o clipă și îți voi arăta. Uite scrisoarea. Recunoști? Am primit-o chiar azi de dimineață. Din pergamentul ei ți-am dat doar ție și lui Laurianus. Nimeni în Dacia nu-l mai are. Extraordinar. În cazul acesta, întreaga poveste cu cenușa este decât o momeală. Din partea cui? Din partea lui Araort, bineînțeles. Nu el a fost acela care ne-a trimis cenușa și hainele? Dar cum au ajuns hainele Flaviei în mâinile lui Araort? Cu atâția daci în jurul nostru, nu i-a fost prea greu să le obțină. Crezi că pregătesc ceva, iar
Fiica mea va fi folosită? O scoatem noi din mâinile lor. Principalul e să fie în viață. Pentru asta, primul lucru pe care îl propun este să executăm pe toți prinșii. Când vor afla aceasta, o vor scoate numai decât la lumină pe Flavia. Marcelus, dă dispozițiile necesare pentru pregătirea execuțiilor. Prea bine, ilustrisime. Prefectul Laureanus. Vin cu vești bune și cu propunerea de avansare a lui Galerius. Deci știi ce fire puternice îl leagă de noi, dar mai ales de tine, n-ai mai stat pe gânduri o clipă. Octavia, ce-i cu tine, Octavia? Ce nenorocire! Ce nenorocire și totuși nu pot să cred. Nu vreau să-mi pun nici doliu. Dar ce s-a întâmplat? Ce-i cu Doriu? N-ai aflat? Au ucis-o pe Flavia! Pe Flavia? Și găsește râs la o astfel de știre. Ți-ar place dacă am râde și noi când într-o zi ți-ar aduce și ție cineva cenușa Bituvei? Cum ne-au adus-o nouă pe cea a Flaviei? Acum știu la ce vă referiți. Mi s-a povestit despre acele întâmplări. Cum? Știi totul? Așa cum v-am spus, știu. Din fericire însă, atât Flavia cât și Bituva vor sosi dintr-un moment într-altul, conduse de noul nostru contubernal, Caius Valerius Galerius. Ce-ai spus? Vorbesc serios? Știa, deci, chiar și de cenușe, știa totul despre Flavia. Ei, ce ați rămas așa? Nu vă bucură vestea pe care vă aduc? O vom vedea cu adevărat pe Flavia? Nu ți-am spus încă de când am plecat ultima dată de aici că îți voi face o mare bucurie? Nu te-a anunțat și Flavia prin biletele trimise cu ajutorul săgeților că o vei vedea chiar azi? Dar cine ți-a spus despre toate biletele astea? Eu însumi i le-am dictat Flaviei. Aha. Și unde este? La mine. Le-am găsit atât pe ea cât și pe Articia în căsuța unor bătrâni. Urmăreau orice mișcare a lui Galerius. Flavia a refuzat categoric să se întoarcă acasă. Atunci, pentru a fi mai sigur că nu i se va întâmpla nimic, le-am luat la mine. Din casa mea îl puteau vedea. Flavia a fost de acord. E clar acum? Și soția ta? Ah, pe ea mi-a adus-o chiar azi Romula. E vorba de Romula, soția lui Araort, nu? Exact. Câtă dreptate a avut Marcelus. Îndată ce Araort a auzit despre execuțiile ce le pregăteam pentru oamenii lui, le-au și scos la lumină pe Flavia și pe Bituva. Bravo, Marcelus. Și ce-i datorez Romulei? Întregul meu respect. Eh, cum stă Marcelus? Totul e aproape gata, ilustrisime. Pregătiți-vă pentru a ieși în balcon. Îndată. Tu, Marcelus, urmărește-i de la balcon și când vor porni, cheamă-ne. Da, ilustrisime. Cum vezi, Laureanus, nu-i timp de pierdut. Dacii ți-au cerut să intervii pe lângă mine pentru a elibera prizonieri în schimbul... Mie? Nu. Dacă voiau așa ceva, ți-ar fi cerut-o direct, ca de obicei. Flavia, domna. Bituva, domna. Caius Valerius Galerius. Flavia! Flavia, nici nu vine să-mi cred ochilor. Și ce fericită sunt că te văd și pe tine, Bituva. Flavia, ce s-a întâmplat, pater? Te uiți la îmbrăcămintea mea. De fapt, este îmbrăcămintea Dusiei, nepoata Articii. De teamă ca nu cumva să mi se întâmple ceva, Articia ne-a cerut să ne schimbăm hainele între noi. Din nenorocire însă, chiar imediat după ce le-am schimbat, niște iazici, confundându-ne, s-au repezit asupra ei, au urcat-o pe calul uneia din ceata lor și au fugit cu ea cu tot. De atunci, n-am mai văzut-o. În cutia asta e tot ce mi-a rămas din ea. Mi-a adus-o. Știu. Știu totul de la mama lui Galerius. Cel ce ți-a adus cenușa e omul care a vrut să o salveze din mâna iazigilor. Cum însă erau numai doi, iar iazigii 20... Cum? Tot ce a spus omul trimis de Araort era adevărat? Iar eu l-am trimis la moarte! Cel ce și-a riscat viața încercând să o salveze? Marcelus crede că toată povestea cu cenușa nu e decât un truc al lui Araort! Veniți cu toții! Execuțiile vor începe imediat! Oprește totul, Marcelus! Nu vor mai avea loc niciun fel de execuții. Acum e prea târziu, ilustrisime. Dar ce văd? Toate privirile mulțimii sunt îndreptate spre templul vestalelor. Veniți, veniți repede să vedeți. O trăsură aurită, trasă de doi cai albi, se îndreaptă spre noi, venind dinspre templul vestalelor. Pe Jupiter, sunt vestalele îmbrăcate în alb. Să ne pregătim pentru a ne înclina în fața lor. Victorii și-au aplecat deja fașele în semn de salut. Să ne înclinăm.
Extraordinar, ați văzut? Au trecut drept prin fața deținuților. Știți ce înseamnă asta? E, cine nu știe, timpul e scurt, ilustrisime, iar rânduielile le știm cu toții. Când vestalele trec prin fața unor condamnați, aceștia sunt grațiați. Lumea așteaptă de la voi semnul grațierii. Toate privirile mulțimii sunt îndreptate spre noi. Grăbiți-vă, ilustrisime, nu mai e timp de gândire. Ave Imperator Pontifex Maximus! Cred că trebuie să-ți spun, ilustrisime, că Araort și Romula se află doar din întâmplare acum în mijlocul mulțimii. Erau în drum spre tine, fiind invitați de fica ta. Invitați? Pentru ce? Vor să o cunoască pe viitoarea lor noră, Flavia, care, cum o să afli, e îndrăgostită până peste urechi de fiul lor, Galerius. Nu se îndrăgostește fica mea de orice Armentarius Dac. Dacă orice Armentarius Dac ar putea să fie contubernal în armata romană, chiar că merită ca fica ta să se îndrăgostească de orice Armentarius Dac. Flavia, dacă asta a fost alegerea ta, să fie și alegerea noastră. Curierul din Roma. Te salut, ilustrisime procurator Augusti. Vorbește. În termen de 3 luni, întreaga armată și administrație romană de pe întreg cuprinsul Daciei va fi retrasă la sud de Danubius. Se vor lua toate măsurile pentru asigurarea proviziilor necesare pe toată durata retragerii. Dacă unii dintre coloniștii mai proaspăt stabiliți în Dacia doresc să se retragă și ei, vor fi ajutați să o facă. Au sosit Araort din Ziridava și soția sa, Romula. Să intre. Bun venit vechilor și noilor stăpâni ai Daciei! Ați ascultat Poveste de dragoste, piesă pentru teatru radiofonic de Alexandru Martin. Distribuția a fost următoarea: Pruscus, George Constantin; Romula, Adela Mărculescu; Araort, Mircea Albulescu; Articia, Tatiana Iecher; Marcelus, Mircea Anghelescu; Flavia, Mirela Gorea; Turemuca, Nicolae Lucian Botez; Laurianus, George Oancea; Artabanus, Ion Chelaru; Mucatru, Ion Pavlescu. În alte roluri: Ruxandra Sireteanu, Sorin Gheorghiu, Răzvan Ionescu, Cornel Dumitraș, Gelu Nițu, Matei Gheorghiu, Boris Petrov, Mircea Dascaliuc, Aurelian Georgescu, Ileana Șerban, Crânguța Manea, Nicolae Crișu. Asistența tehnică: Olimpia Popescu. Regia de studio: Ion Prodan. Regia muzicală: Nicolae Neagoie. Regia tehnică: inginer Vasile Manta. Regia artistică: Leonard Popovici.